Acesta a doua e foarte important pentru siguranța familiei tale. Mai folosiți improvizații la instalațiile electrice și solicitați de folosire simultan mai multor aparate electrice de mare putere. Există pericolul să pierzi pentru un incendiu cel mai grav. Improvizațiile și solicitații electrice generează mai mult de 170 de mii. Renunță la improvizații. Siguranța nu e un joc de noroc. Thank you.
ascultați știrile Digi FM. Institutul Fundeș și Institutul CC Iliescu sunt alimentate din nou cu apă. Lucrările de reparații la țevile avariate s-au încheiat în jurul orei 15. O avarie s-a produs noaptea trecută în zona celor două clădiri, astfel că încă de dimineață nu au mai avut apă. Cei de la Apa Nova au intervenit voluntar pentru a remedia problema. Este cod portocaliu de ploi abundente și furtuni până diseară la ora 23 în 25 de județe din țară. Iar în județul Prahova, furtunile au lăsat fără curent electric aproape 23.000 de locuințe. Subprefectul județului Prahova, Felix Ilar. A fost 22.700 de consumatori, pe cazul și cu deruperea energiei electrice, dar 11 din datele furnizate de către subcontractorii și a distribuției de energie electrică România, doar 1.267 de consumatori mai sunt afectați din 8 localități, sunt 12 echipe ale electricității de pe teren. A fost pod roșu de aveți torențiale cu dezvoltări electrice, 150-250. Au fost afectate 50 de gospodării, 18 locuințe, un restaurant, o pensiune și un spital. Sunt în teren 10 echipaje de intervenție ale inspectoratului pentru stații de urgență și unul de la serviciul de urgență. Neversin nu se mai ține anul acesta, festivalul a fost anulat pentru anul viitor. Este al doilea an consecutiv când festivalul de la Malul Mării nu este organizat. Motivul timpului extrem de scurt pentru organizarea evenimentului în actualele condiții de pandemie. Directorul de comunicare al festivalului, Edi Cureș. Discutăm și cu autoritățile locale, am decis că e cel mai bine să ne pregătim pentru o ediție de Neversin, așa cum și România, așa cum și străinii o cunosc. Cei care au adunat minte pentru ediția din 2020, a transformat în abonamente anytime, aveau de atunci opțiunea de a alege oricare din următorii 3 ani, ca și în acest caz biletele vor rămâne valabile pentru anul 2022. Cei care au cumpărat în acest an abonamente au avut această garanție că dacă nu se va ține festivalul din orice motiv, vor putea folosi în 2022. Să pun niște motorini. Adresa generală de 24 de ore a sindicatelor din transportul aerian a fost anunțată în Italia pentru marți 6 iulie. Vor fi afectate nu doar companii. Câtă? Că cui 10? Dă 100 de lei. A? Dă 100 de lei. Și du-te acolo sau ce? Păi nu, sunt toate blocate. De acolo nu pot să pui. Eu am pe partea asta. Știu, mai știu. Unde se duc? Poate la Toyota. Mirați, sunteți la stânga pe calea Feldioarei. Apoi și rămâneți pe stânga. A rămas pe stânga. Arcul de Triunf din București va fi inaugurat oficial cu meciul test pe care Naționala de Rugby a României îl va susține cu Argentina mâine de la ora 21. Cu detalii, Ovidiu Cățenghe. Suporterii care vor veni la meciul test al Naționalei contra argentinienilor de la ora 21 se pot testa pentru COVID-19 la stadion. Confruntarea este programată pe noua arenă Arcul de Triunf, având în vedere normele stabilite de către autorități în ceea ce privește accesul spectatorilor la evenimentele sportive. Pentru a veni sprijinul suporterilor care vor veni mâine la meci, Federația Română de Rugby oferă posibilitatea acestora de a se testa direct la arena. În ziua meciului, testul rapid costă 30 de RON. Vremea se menține instabilă și mâine în vestul, nordul, centrul și sud-estul țării, precum și la munte. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile vor fi în ușoară scădere și nu vor mai trece de 30 de grade. Calitatea aerului este redusă acum în